Fata lumea ok? 0-0. Ieri? Nemulțumit? Bă, nu sunt nemulțumit pentru că dacă joacă echipa, da, deci să fie nemulțumit. S-a jucat numai într-o parte. Mingea numai la noi, cum așteptam. Numai că vezi, dacă n-ai un atacant, se întâmplă ce s-a întâmplat. S-a simțit mult absența lui Gârlige. S-a simțit mult. După aia am băgat și pe Popa. Nu prea. Nu e ce am crezut eu. Și atunci asta e situația. Până la urmă, hai să ne mulțumim și cu asta. Că e un punct în plus. Rapid rămâne la distanța aia. Deci, într-un fel e bine. Adică echipa a jucat, un punct am luat, adică... Dar v-ați așteptat să vedeți goluri, probabil, într-un derby. Bă, eu mă așteptam să văd goluri, dar asta e situația, n-a vrut să intre. Așteptați ca Rapidul să stea așa pe două linii în fața FCSB-ului? Păi, eu știam, n-aveau ce face. Adică jocul i-a dus acolo și valoarea echipei i-a dus acolo. Adică el și Mudica a gândit-o foarte bine, părerea mea. Știa că nu poate și el a gândit-o bine. Dom'le, mă apăr și plec pe contraatac. Și putea să iasă, putea să marcheze și ei un gol. Dar e bine și așa. Nu regretați acum că ați sacrificat meciul din Europa pentru meciul cu Rapid și nu mai ai și puterea? Păi de ce, dacă nu-l sacrificam? Păi, dar stai mă, echipa aia, ea este jucători. Păi se întâmpla mai rău. Dacă ea este jucători, iar nu se consumă și ei, păi ce să... Pe cine ați remarcat aseară din echipă? Cine v-a plăcut în mod special? Păi poate George Popescu, poate, până când a fost schimbat, adică... Echipa a jucat bine, adică n-am ce să spun. Și mi-a plăcut foarte mult David Miculescu. Adică s-a luptat, s-a bătut, adică... Dar... N-am ce să spun, adică echipa a jucat bine, toată echipa în general. Vine meciul cu Dinamo acum de cupă, o să schimbați iarăși echipa? Toată echipa. Nu joacă nimeni din ăștia. Toată echipa. E un test pentru jucătorii pe care îi veți băga cu Dinamo să arate că au valoare? Păi hai să-i vedem acum, o să joace. Toți o să fie schimb, niciunul nu va juca. Din jucătorii de aseară, niciunul, numai ăsta, Târnovanu, atât. În rest, nimeni nu va juca. Dar cupa este un obiectiv? Este obiectiv. Păi de-aia sunt fotbaliști. De-aia Ștefănescu a costat 1.300.000. Se joace, nu? Practic e o perioadă în care vedeți dacă aveți două echipe. Hai să vedem, da. Hai să vedem. Meciuri multe. Să vedem. Testele de genul ăsta sunt și, nu știu, ca să vedeți în iarnă care vor mai pleca, care vor mai rămâne. Nu, că avem nevoie. Probabil, adică dacă e, să mai vină ceva de plecat, ce să plece? Că sunt toți jucătorii care sunt la ora asta, chiar și la echipa a doua, nu este niciunul care să spun vreau să scap de ăsta. Adică eu au o anumită valoare, nu știu cât de mare, acum mai testăm. Acum, de exemplu, o să joace Button, ca să-l vedem și pe el, adică a intrat bine, a jucat bine, ne-a dat gol, ne-a calificat, îi mulțumim, după aia cam moale, adică probabil și din cauza antrenamentului, acum să-l vedem. Ea are posibilitatea de a demonstreze și Button. Dar nu e niciun jucător care să spun, bă, vreau să scap de el, niciun. Olaru din nou un cartonaș galben pentru proteste. Dar nu proteste. A fost și urât, nu că proteste, că proteste, protest și nervi. Nervi care trebuie să termine cu ei. Domnule Berea, cum vi s-au părut gesturile lui Marius și Mudica? Cu Elia Saralambu, cu suporterii? Nici nu știu. N-am văzut bine, nu știu. M-am mutat, dar n-am văzut. Nu știu ce a făcut. Că nu știu ce a făcut. S-a dus la Saralambu să-l salute? Da, și prieten cu el azi. S-a zis-o. Domnule, coleg de cameră, cu tare, cu el, a avut un jucător, ce? N-a făcut omul nimic care să-i reproșeze, nici Lușu Mudica. Ce gesturi a făcut omul? Și omul e antrenor la o echipă și apără echipa lui și face toate ce poate să facă un om și un antrenor ca să poată să câștige echipa lui. Ce a făcut om? Nu a făcut nimic, apărerea. Vă gândiți ca la iarnă să luați un atacant? Că spuneați că aveți nevoie. Că nu e Bârligea. Dar nu e Bârligea. Că nu e Bârligea. Rezervă. O rezervă. Nu știu, ca unde v-ar mai trebui? Unde credeți că ar mai trebui?
Cred că un atacant, cred, părerea mea. Și probabil și un fundaș central, adică... Dar nu, avem 40. Deci nu avem. Decât un atacant, probabil ne-ar mai trebui. În rest, nu. Nu văd ce. Pentru că revine Alexandru acolo la închidere. Uite, noi avem acum a doua echipă, toți se schimbați. Și echipă care nu pot să spun de unul că e jucător slab. Ca atare, ce să mai am nevoie de jucător? Vi s-a părut la vreo fază penalti, la Tănase sau la Tavi Popescu? Bă, nu știu, așa... Arbitrat prea corect, ăsta Ișvan, și prea bine ca să mai zic ceva de arbitraj. N-am ce să-i zic. Expert, omul expert de arbitraj. Așa trebuie să facă totdeauna. N-ai ce să-i spui. Prea bine arbitrat ca să mai poți să spui ceva, măcar și un lucru, că, care probabil s-o fi greșit. Dar nu poți să-i spui de moment ce arbitrat tot arbitru perfect. Arbitrat la nivel de Champions League, perfect arbitrat. Așa trebuie să arbitreze și gata. Să nu țină cont că cine e pe teren, că ăla, că ăla, că ăla, că ăla. E mare antrenorul, arbitru. Noi vă spuneam de acum 15 ani că bai, e mare arbitru, că îl vedeam. E mare arbitru. Bă, și uite acum o să vină ăsta iar. Cum îl cheamă? Barbu. Ăla o să vedeți. O să vedeți voi în 2-3 ani ce arbitru ajunge la Barbu. Urmează meciul de la Craiova, în campionat. Deja lucrurile încep să intre în linie dreaptă. Craiova n-a mai câștigat cam de mult. Da, da. Când joacă cu Steaua, altceva joacă. Nu? Altceva e când joacă. Că și cu Rapidul. Păi ce, Rapidul e într-o formă bună, dar și-a dat viața cu noi. Asta e situația. Altceva, nu? Altceva când joci cu Steaua. Și Craiova tot la fel. Altceva va juca. Nu? Dar a arătat Rapid o echipă de play-off aseară? Nu-și propun ei? Nu vreau să comentez, nu mai vreau să comentez despre alte echipe. Eu doar atâta spun interesele noastre. Normal, interesele noastre se intre în play-off, că am încasat vreo 400 de mii. Bă, bilete. Bă, bilete. Deci dacă vrei să nu intre Rapid în play-off, renunță la 400 de mii. Acum te gândești, bă, renunți la 400 de mii? Sau chiar 500 în play-off? Vreți la 500 de mii și, sau vrei să nu ai un adversar, că Rapidul e adversar. Adică mai bine să fie Petrolul decât Rapidul. De ce? Pentru că nu ai, nu mai ai încă un concurent în plus la titlu. Că Rapidul dacă intră în play-off se bate la titlu. Vin două meciuri acasă în Europa League cu danezii și cu grecii. Se rezolvă calificarea de acum? Eu așa cred, așa, adică vom juca cu echipa completă, cred că să câștigăm cu Mitiland și după aia și cu Olympiacos și la revedere să fim calificați. Mulțumim!